Aflat în sudul Transilvaniei, ținutul misterios de dincolo de pădure, de unde a pornit legenda lui Dracula, județul Sibiu este un loc unde prezentul și viitorul sunt legate de trecutul său istoric și multicultural. Județul Sibiu, situat în centrul țării, concentrează avantajele poziției atractive pe care România o deține pe harta Europei. Județul Sibiu este deschis către piețele naționale și piețele emergente de la granița de est și de sud-est a Uniunii Europene. Accesul rutier și feroviar și aeroportul internațional fac din județul Sibiu un spațiu atractiv pentru locuire, investiții și turism. Un plan de dezvoltare echilibrat se sprijină pe polii urbani Sibiu și Mediaș și pe 5 zone teritoriale de dezvoltare economică și socială distincte, trasate de particularitățile lor geografice și istorice. Sibiul a fost capitala Transilvaniei în secolele 17 și 18 și a devenit peste timp, în 2007, capitală culturală europeană. Se spune despre Sibiu că este una dintre cele mai originale alcătuiri urbane din Europa. Construcții care s-au păstrat intacte peste secole sunt astăzi embleme ale orașului. Municipiul Mediaș este o cronică vie a 7 secole de arhitectură. O plimbare prin orașul vechi e o incursiune în istoria Europei. În secolul XVI, Johannes Honterus menționează zona din care face parte Mediașul sub numele de Țara Vinului, iar Bram Stoker spune în celebrul său roman că, la nunta lui Dracula, vinul a fost cel auriu de Mediaș. Mediașul este centrul național al exploatării gazelor naturale din România și sediul a peste 4500 de companii românești sau cu capital străin. Un plan de dezvoltare echilibrat, dublat de o politică coerentă de promovare, înfățișează Sibiul ca destinație de top pentru investiții, educație, locuire, turism și cultură. Vă invităm să explorați județul Sibiu, poarta de sud a Transilvaniei.